Adresați câteva cuvinte. Da, vreau să, în primul rând, vă salut. Să le spun bun venit celor domnilor de la prefectură, în special domnul secretar general și domnului Ciomaga Dan. Ei sunt reprezentanții prefectului astăzi cu ocazia constituirii Consiliului Local și a depunerii jurământului. Încep prin a mulțumi în primul rând locuitorilor din comuna Hoceni, care în urma alegerilor și-au pus din nou încrederea în mine pentru a fi primar pentru următorii 4 ani în comuna Hoceni. Apoi mulțumesc consilierilor locali din mandatul anterior, oameni cu care pe parcursul celor 4 ani am dus împreună activitățile administrative, realizările, proiectele, investițiile care s-au realizat în comuna noastră și care evident și-au pus amprenta și au dus o însemnată dezvoltare comunei noastre. Mulțumesc în continuare noilor consilieri, în special celor ai Partidului Social Democrat, care au fost alături de mine în campania electorală și împreună cu ei am câștigat alegerile într-un mod, spun eu, reprezentativ, ca să fiu elegant, în sensul că oamenii, locuitorii comunei Hoceni, au înțeles intențiile și programul nostru electoral, care vizează, evident, continuarea dezvoltării comunei noastre. Mulțumesc colegilor mei, salariații ai primăriei, fără de care nu aș fi putut să duc la îndeplinire, știu eu, toate activitățile administrative, investiții, proiecte și activitățile din comuna noastră. Mulțumesc, evident, presei din Vaslui, care astăzi este la noi în comună, și vă mai spun că sunt suficiente motive să mulțumesc presei din Vaslui, că pe de-a lungul timpului au prezentat activitățile noastre, investițiile noastre, tot ce a ținut promovarea imaginii comunei noastre s-a făcut prin intermediul presei din Vaslui și iată și astăzi sunt alături de noi. Este o bucurie, este o emoție și în același timp este și o mare responsabilitate să conducem destinele comunei Hoceni pentru următorii ani, arătând că locuitorii s-au obișnuit și au speranțe de a realiza în totalitate promisiunile noastre electorale, motiv pentru care vă invit pe toți consilierii locali să punem capăt, știu eu, discuțiilor politice sau controverselor politice, să ne unim forțele pentru a conduce mai departe comuna Hoceni în condițiile cele mai bune, pentru a atrage aici în comuna Hoceni investitori, pentru a atrage investiții, pentru a atrage proiecte, fie ele cu fonduri europene, fie guvernamentale, în așa fel încât să putem, știu eu, să aducem un plus de imagine și condiții de viață mai bune pentru locuitorii din comuna noastră. Eu mă angajez cu toată puterea și responsabilitatea să fiu alături de locuitorii comunei Hoceni, să constituim o echipă împreună și în felul ăsta să, știu eu, să ne atingem obiectivul de a moderniza și dezvolta comuna noastră în continuare, în condiții cele mai bune. Vă mulțumesc frumos! Bun. Declarăm închisă. Nu s-a atins nimic de o cafea. Și oportunitatea adoptării proiectelor inițiate. Lăsați pe domnul secretar să pronunțe privirile la legalitate.